puiule, dar după câte mi-aduc aminte, iartă-mă că te foarfec așa, dar îmi place că ai venit și pentru asta știi că te iubesc foarte tare, pentru că ești așa cum ești. Și mi-e drag de tine că tu mi-ai spus mie și bine mi-ai spus și eu țin minte, ți-am spus cu memoria asta încă bine, ceva despre Chiril Economu. Da, Chiril Economu. Păi da, asta vreau să-ți spun că... De care eu îl regret pentru că a fost foarte îndrăgostit de artiștii pe care, mă rog, i-a iubit. În etapa asta, în spațiul ăsta dintre anul 58, deci de jumătatea anului, începând din luna iulie și până spre sfârșitul anului, am întâlnit doi oameni, am descoperit, mai bine zis, că întâlnisem de foarte multă vreme, am descoperit doi oameni care au fost pentru mine extraordinar, nebănuiți. Unul dintre ei, pentru imensă modestie, acesta este vorba de Chiril Economu, și celălalt a fost George Vraca, care la Teatru acela al Armatei, unde eu nici nu puteam să mai intru, nici nu aveam voie să intru, atât de umilit am fost de ce s-a produs acolo, încât ani buni de zile eu n-am mai trecut pe partea trotuarului de acolo. Nu puteam să trec pe trotuarul pe care este teatrul. Actualul Teatru Notara. Nu treceam decât pe vis-a-vis sau o coream prin spatele ei. Foarte ciudat lucrul a fost. Nu e ciudat. Înseamnă că puiule, m-a lovit teribil. Erai și ești teribil. Un om sensibil. Nu porți crucea de demonstrație. Eu n-am povestit degeaba că ți-ai făcut atunci când nu știai. Nu, poate nu se uita nimeni la tine, dar eu te urmăream. Tu ai ceva cald, bun, în inimă. Nu suporți loviturile. Aici ne asemănă. În turna din acele nopți... Nedrepte. Asta nedrepte, da. Loviturile nedrepte. În nopți grele și de mare, mare, mare căutare și chiar disperare, am avut un vis. Nu pot să-l uit nici acum. Adică mi-a rămas imprimat așa în spațiul meu de intim, absolut în tot și în retină și în creier și în suflet și peste tot. Tata avea o carte înverită toată în piele, care era o Biblie veche și era din foițe, din aceea foarte subțire, țin minte și acum, aurită pe margini și foarte greu puteam să am acces la ea, pentru că tata ținea foarte mult la ea. Și în visul acesta mi-a apărut această carte. Eu am deschis-o și pe prima pagină, care nu era la fel ca aceea pe care o avea tata, se găsea ca pe un ciudat mozaic, ca prin ciudat mozaic, se găsea o mână, era mâna lui Iisus, am înțeles eu acolo, pe care scria Vechiul și Noul Testament. Era cum ar veni așa în susul cărții. Și în acea clipă, în acea noapte, am băgat mâna în carte. În cartea tatălui tău. Cartea tatălui sau acelui om. Eram în spațiul unui preot, eram în lângă... Asta tot în vis. Deci tot în vis. Și acolo, în visul meu, era Vraca. Era, printre invitații, era George Vraca. Și atunci am luat cartea asta și am pus mâna înăuntru și în clipa în care am pătruns cu mâna înăuntru, mâna aceea s-a strâns peste mine. Am urlat, mi-a spus Marga, am urlat în somn îngrozitor și când m-am sculat, îi spuneam tot timpul, uite aici sunt și pe mâna mea, în ce vedeam eu în visul acela sau în trezirea aceea, aveam semnele, trei semne de cuie bătute. Vraca nu era în țară. Vraca a venit peste câteva zile și primul lucru care l-a făcut a fost să mă caute. De ce? Nu știu, a fost director la un dat la Teatru Notar, la Teatru Armate, cum era atunci. A fost singurul om care m-a ajutat, singurul om care mi-a întins mâna, singurul om care mi-a oferit sprijinul lui nemijlocit. Și din clipa aceea, lucrurile au început să se desfășoare într-un sens pozitiv. Și mai departe, când roata lui a obosit, a apărut aceea a lui Chiril Economu, care a împins acest car deci eu am reținut de necazuri, da. Care a fost absolut un om extraordinar, care pe riscul lui și pe cuvântul lui și pe disponibilitatea lui m-a angajat la teatru, atunci îi spunea Teatrul Tineretului,
după asta a fost teatru Notara, Notara, și după aceea a devenit teatru mic. Și teatru Armatii a devenit teatru Notara. Da. El și, a și scris într-un volum mic care a fost tipărit în, într-o editură a minorității albaneze de la noi. Da, a fost, o am. Da, acolo și este există scris. Există un capitol în care scrie despre tine. Și de următorul este despre tine. Despre mine, da, da. El a avut câțiva actori care i-a avut și la suflet. Și acolo povestește această și întâmplare. Povestește, exact, da. Asta povestește. Adică nu sunt lucruri născocite sau lucruri inventate nici într-un caz, știi? În orice caz, până m-am reechilibrat și până m-am reașezat în spațiul acesta, datorită șansei de a putea lucra cu formații de amatori, datorită posibilității de a mai relua activitatea legată și de film și de televiziune, mi-am recăpătat încrederea și puterea de a merge mai departe. Da, foarte tare ai mers mai departe apoi, pentru că eu mi-aduc aminte de spectacole, nici nu spun, de Flăcău din orașul nostru sau mai târziu cu Tatiana, cu Tatiana Ekel, mama Florinelui meu, scurtă convorbire, memorabil, era un spectacol atunci am început, de o drăgălășenie, dacă eu te invidiam că joci acel rol, atunci atât de bine era în rol. Am început să și pun în scenă, am pus piesele lui Berciu, Acuzarea apre, Pisica da, sălbatică, da, mi-aduc aminte, am după romanele lui polițiste. Am făcut asistență și la toate piesele lui Neleanu, mă rog, și acolo s-au produs câteva mutații, s-au schimbat în timp, dar am stat destul de mult, am rămas acolo până în 77, până în anul cutremurului. Și în anul cutremurului s-a produs iarăși un cutremur și în viața mea, ce să fac, s-a schimbat conducerea, a venit Dinu Sărară, cu care am foarte bun prieten și cu care sunt în continuare un bun prieten, dar nu suntem niște temperamente care probabil nu ne înțelegem, nu ne înțelegeam, aș vrea să cred că ne înțelegem. Și așa am plecat, și m-am dus la Târgu Mureș și am înființat. Acesta e un capitol foarte important pentru mine. Pentru că tu nu ai fost numai actorul, tu ai fost și animatorul de teatru. Ai plecat de la teatru mic. Am stat la teatru mic până, până în 77. Până în 77, după care, după cutremurul de pământ, tu ai plecat, mi se pare, prima dată la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, s-a făcut secție nouă la Institutul, la de, Institutul teatru, de Teatru, unde tu ai fost profesor ani de zile. Și noi ne-am întâlnit acolo când eu veneam în turneu și erai șef de catedră. Da. Și ai avut o plăcere. Am avut câteva promoții superbe. Și câțiva copii extraordinari. Am fost cu Ileana Burlac, cu Adrian Măzărache, am fost colegi în corpul profesoral. În corpul acolo, profesoral. Și îți aduci aminte de studenți pe care ai avut și care astăzi joacă? Da, sau cum să nu? Am avut șansa extraordinară ca o promoție întreagă, aproape, să meargă împreună cu mine la Teatrul din Brăila, unde în 1981 ai fost director. Eu am fost chemat director. Da, asta am și au venit toți, și au venit toți acolo. Dar la Brăila îți repet de acest sentiment al construirii. Ceea ce m-a fascinat la Brăila n-a fost niciun fel, cum să spun, un raport artistic sau un demers artistic. Ceea ce a fost extraordinar la Brăila a fost spațiul acela care era format tot. M-au chemat să văd cum va arăta, acum se și numește, Vechiul Teatru Nou. Da. Și de fapt era o corabie din o schelărie metalică uriașă, într-un interior care a dărmat tot, nu erau decât ziduri fermate, cărămiste în cu el, totul stricat, și un inginer care îmi explica cum va fi aici. Și m-a fascinat povestea lui. Adică m-a aripat cum nici n-aș fi crezut vreodată. Așa. Și m-am dus acolo, în primul rând, cu acest gând și cu această dorință. Și copiii de la Mureș m-au înțeles și m-au urmat. Pentru că ei rămăseseră nehotărâți spre ce zona artistică se îndepte. Și a venit pe mine la Brăila. Și ai pus spectacole cu ei. Dar cum să? N-am avut la un moment dat un colectiv excelent, pentru că bătrânii erau foarte buni. Generația mai vârstnică de la Brăila era foarte bună. Erau câțiva oameni absolut remarcabili. Și aveau nevoie de tine ca să poți să poezi. De oxigenul ăsta care vine. Mi-aduc aminte chiar și de promoția noastră cu Ghiță Popovici, cu Radu Voicescu, cu Leopoldina, la Piatra Neamț, unde nu erau actori în vârstă decât săracul Varduca. Și mai înainte a fost Vlad cu Craiova și cu Clujul. Adică aceste experiențe au fost extraordinare. Ceea ce, din păcate, astăzi
Nu se da. Întâmplă. Mi-aduc aminte că venirea noastră acolo la Piatra Neamț a fost așa ca o revelație pentru public, pentru că nu erau, de fapt noi am înființat teatru din Piatra Neamț. Nu știu dacă știi, noi am fost prima generație care eram al teatrului din Bacău, secția Piatra Neamț. Și atunci am deschis noi teatru. Și după, deci din anul 86 am terminat, am rămas la Brăila, un timp la Brăila. S-au produs și acolo niște ciudate și inexplicabile cutremure. Ce pot să-ți răspund este că după mine... Cutremure sufletești. Da, vorbesc, sigur că da. După mine, directorul care a venit era de fapt șeful securității, cadrelor securității din Brăila. Dar n-am înțeles care era legătura cu teatru. Nici eu n-am înțeles-o foarte... Legătura era într-un sens. În perioada când am fost director, el a scris, scria, îi plăcea să scrie teatru, am făcut chiar câteva lucruri remarcabile împreună. Deci tot avea o comunicare. O comunicare avea, dar, mă rog, s-au mai întâmplat câteva lucruri cu mine, în special, ciudate. Adică Brăila, la un moment dat, m-a respins, nu m-a eliminat, m-a respins. Eu m-am retras, mi-am dat demisia din teatru. Și de acolo ai plecat teatru, Sfântul Gheorghe? Am plecat la Sfântul Gheorghe, ne-am înființat o nouă secție. Foarte ciudat este că peste ani de zile, colaborarea mea cu Brăila a continuat și continuă. Și acum colaborez cu ei în continuare. Am colaborat și nu numai că am colaborat, iată că după ani de zile, eu am fost făcut cetățean de onoare al orașului Brăila. Foarte ceea ce frumos. Nu s-a putut întâmpla, din păcate, în alte urbe. M-am dus la Târgu, la Sfântul Gheorghe, aici Gheorghe, vrea să intervin. Vreau să continui mai departe o înțelegere, spun eu, armonioasă, care a fost între mine și aș vrea să spun o eșarfă roșie la gât, spunând că noi, cu ani de zile în urmă, filmând la Prejmăr, lângă Brașov, făceam vizite la teatru din Sfântul Gheorghe. Unde terminam o filmare. Unde eu și lucram. Și tu și lucrai și eu veneam și tu mă luai de mână și spuneai, ai terminat filmarea, hai vino cu mine. Și noi mergeam, tu mi-arătai cu cine, îmi prezentai colegii, ne opream la o mică gustare. La secție cu secția maghiară. Eu am lucrat 10 ani. Asta am vrut să spun, că tu ai fost cu secția maghiară într-o relație excepțională. Și era directoare, dacă mi-aduc aminte, Ana Ducas. Dar cum să? Așa, și doamnă care între timp a plecat în America, nu mai știu nimic. Poftim? Am întâlnit-o eu în America. Da, doamna Ducas era directoare, mi-aduc aminte perfect, pentru că între timp și Otilia, fata doctorului Borba din Târgu Mureș, fusese repartizată acolo. Deci noi eram pe o coardă sentimentală foarte puternic atașați de două maghiare. Deci țineți cont, cei care sunteți unguri maghiari, că noi am fost aproape și deasupra poporului maghiar. Vreau să spun că între timp, tu, dragă puiule, ai avut această idee, poate n-a fost numai a ta, a fost și a celor care conduceau destinele acestui oraș, Sfântul Gheorghe, și sub patronajul, ca să spun așa, lui Constantin Codrescu, a lui Puiu Codrescu, s-a înființat secția română de teatru din Sfântul Gheorghe. Să și glumeam. Am spus un pic, bine? Da, pentru că înainte exista chiar această expresie, secția română a teatrului maghiar din Sfântul Gheorghe. Acum vă rog să urmăriți o secvență o secvență cu Puiu Codrescu, cu minunatul nostru invitat, care este Constantin Codrescu. Am venit. Cine a fost? Minunceșător, vroia ceva de milă? Și n-ai obiceiul să fii milos, nu-i așa? Ce m-a fascinat întotdeauna la tine a fost cruzimea ta. Da, simțeam că n-ai dreptate, dar ce superb e să te bați că n-ai dreptate, nu? Uite, și cu mine ești crud acum, ești nedrept. M-ai chemat acum aici fără să mă dorești. Basta! Mă întorc în bucătărie să fac cafelele și dacă la întoarcere te găsesc tot aici... Dragul meu! Nu mă simt deloc bine. Ce este, draga mea? Ce s-a întâmplat? Cred că ar trebui să plec la mare. Crezi că marea este bună pentru... Mă simt foarte agitat. E bună în mare? Undeva unde să fie o întindere mare.
Mare un pustiu. De obicei, marea nu este bună pentru... Lasă-mă să plec, te rog, te rog, poate pentru ultima oară. Nu vorbi așa, plinflor. Mă lași, mă lași. Sigur, dacă vrei, ia-i pe toți cu tine. Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Scuzați-mă dacă vă deranjez. Ați terminat episodul erotic? Ce? Ce este? Existența până la o anumită vârstă. Nu vă formalizați, e în cont, trebuie plătită. Alt cont? Când s-a deschis și contul ăsta? De când ați intrat în problemă, de la vârsta când dumneavoastră, ca toți tinerii, ca